Finala Cupei România a fost stabilită. Se joacă pe sâmbătă viitoare pe 17 la orele 11 pe terenul Alpan Șotânga, între echipele Unirea Coliba și Gloria Cornești. Finala Cupei, programată sâmbătă viitoare pe 17 iunie, se va juca înaintea barajului pe care îl vor disputa campioanele de județ din Dâmbovița și Prahova. Câștigătoarea Ligii a 4-a Dâmbovița va fi stabilită de AJF, după soluționarea contestației depuse de Gurașuții, după înfrângerea cu 0-1 la Moroieni. Astăzi sunt programate ultimele jocuri oficiale din campionat. Astăzi avem ultima etapă din campionatul Ligii a 4-a, unde după mine este o etapă importantă, pentru că sunt niște jocuri cheie unde, care se joacă astăzi. Avem meciul de la Gurașuții, dintre Recolta Gurașuții și Gloria Cornești, și meciul de la Ragiale cu Dentas Tărtășești. Campiona din Dâmbovița va întâlni Petrolul 52 Ploiești la barajul pentru Liga a 3-a. Turul este programat pe 17 iunie la Răcari sau Gurașuții, iar returul o săptămână mai târziu pe Ilie Oană.